Bună ziua! Deși este caniculă, cod portocaliu, eu, cârlanul, mint în continuare de îngheață apele. Pentru început, doresc să clarific faptul că nu citesc site-uri bulgărești, eu citesc de obicei numai site-uri rusești și uneori pe cele chinezești. Cu privire la raportul MCV, pot să vă spun un singur lucru. Chiar dacă n-am primit nicio listă cu 11 întrebări de la Comisia Europeană, eu am trimis toate răspunsurile, în care am evidențiat faptul că justiția este una, a noastră, iar blatul pentru controlul politic al justiției este altul. Chiar dacă noi, cei din USL, am trecut ca țăranii cu plugul peste justiție, nu ne lăsăm până nu o vom controla și din acest punct de vedere poate fi monitorizată și mama justiției, monitorizarea fiind un lucru util, necesar și binevenit. Tot astăzi am început relansarea industriei și a economiei și în acest sens am deschis primele fabrici de diplome. De asemenea, astăzi am fost vizitat de reprezentanții unei mari companii împreună cu care am stabilit că în curând vor construi mai multe fabrici de aparatură pentru copiat Xerox. În weekend vom face un meeting la Dăbuleni, având invitat una dintre trupele mele favorite de muzică rock, formația Indigo. Dacă doriți să scăpați de Băsescu, votați nu la referendum. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și voi reveni cu declarații mult mai mincinoase.